După inaugurarea Casei de Cultură din Hunedoara, modernă și strălucitoare, imaginea actuală a clădirii Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva umple și mai mult de tristețe și supărare inimile devenilor. Nemulțumirea oamenilor este motivată de lipsa de implicare a administrației locale, dar și faptul că primarul Devei nu și-a onorat promisiunea din campania electorală, prin care s-a angajat să transforme în următorii 3 ani zona de la Casa de Cultură. Două zone importante ale Devei vor fi transformate în anii următori. Piața Cetății și aria de la Casa de Cultură până la prefectură, declara în 28 februarie 2019 primarul Florin Oancea pentru Glasul Hunedoarei. După 4 ani de la promisiune, imaginea simbolului cultural devean nu a suferit nicio transformare promisă. La fel de cenușie, murdară, cu ziduri mucegăite și crăpate, cu tencuială căzută și acoperită de excrementele porumbeilor, fapt ce îi nemulțumește pe deveni. Nu prea, e cam veche. Cam veche, da. Da, eu știu, de mult n-am mai văzut o reparație, o cosmetizare, să zic, asta chiar de foarte mult timp. Nu arată bine deloc. De cât timp nu ați intrat în Casa de Cultură din Deva? Sincer să vă spun, cred că de vreo 10 ani, de atunci n-am mai intrat. De câți ani ați intrat în Casa de Cultură din Deva? O, să zic, 15 ani, cam așa, că nu m-am dus. Chiar dacă a fost ceva, nu m-am dus. Ne mândrim? Arată mai neglijat acum, ultimul timp. Nu și-a mai dat interesul domnul primar. A făcut cu tot altceva au făcut până acum. Nu prea se vede rezultate. Dacă până în afară e așa, și înăuntru cred că e urât. 4-5 ani, cam vreo 4-5 ani, nu mi-aduc aminte cu exactitate. Atunci au fost renovată și marmura din fața Casei de Cultură, și travertinul, și statueta, dar clădirea e deplorabilă, e de dorit, la banii Devei. Adică ce vreți, o părere pozitivă sau negativă? Nu, vreau părerea dumneavoastră, nici pozitivă, nici negativă. Dacă vă place, cum arată în momentul ăsta Casa de Cultură, fără să vă influențez eu, să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Nu e chiar cea mai plăcută fațadă. Nu este. Seniorii deveni trăiesc cu nostalgia vremurilor în care erau mândri de locașul de cultură reprezentativ pentru orașul lor. De la distanță îmi place. Ce să zic, de 47 de ani pur m-am văzut cum s-a construit și au fost spectacole, mai ales copiii când erau la grădiniță, veneau și dădeau spectacole și întotdeauna veneam cu ei. Așa cum arată, acum vă place? Ei, cred că ar mai trebui ceva renovat acolo, dar, na, exteriorul bănuiesc. Să-și facă meseria. Să-și facă meseria și să se ocupe mai îndeaproape că arată cam neglijent, arată. Să se ocupe, la modul serios, să se ocupe de așa ceva. Prin atâtea proiecte care le are primăria, eu cred că ar trebui și Casa de Cultură să mai, probabil, în viitor, nu știu, s-ar putea. Să fie mai aranjată, mai frumoasă și să avem spectacole pentru copii. Să fie ceva și pentru ei, ca să poți să-i duci undeva, că nu ai unde să-i aduci. Rar când, bine, noroc cu școlile, cu grădinițele, că au proiecte, au teatre, ca așa aici la Casa de Cultură n-ai ce. Eu cred că e cam murdar pe din afară zidurile. Ar trebui curățate ca și statuia de altfel. Și poate ceva îmbunătățiri trebuie făcut. Eu nu pot de aici să văd. Poate dacă mă apropii, o să văd poate și căzut ceva din pereți, din lucrurile astea. Și nu mai sunt spectacole înăuntru. Și asta e, oamenii doresc să vadă ceva deosebit în oraș. Să spun, să se ocupe puțin de exterior. Casa de Cultură este foarte frumoasă, dar cred că ar trebui făcut exteriorul, puțin, renovată. Părerea mea ar fi că mai trebuie renovat un pic, mai trebuie curățat un pic, mai trebuie, nu, multe trebuie. Ce le-ați recomanda celor care ar putea să schimbe asta? Să apuci de lucru. La Hunedoara, dintotdeauna am zis, de ani și ani de zile, nici nu se compară Hunedoara cu Deva, cu toate că e reședință de județ. Ce au făcut acolo e incredibil, foarte frumos, foarte frumos.
și asta iarnă și de sărbători. Hunedoara și arată impecabil din toate punctele de vedere.